În această după-amiază, after we had finished the studies and we had our lunch, după ce am terminat studiile, am prânzit, and we had an opportunity to view some of the experiences of our pioneers. Am avut ocazia să urmărim o înregistrare cu experiențele fraților care au suferit în prizon. And the brethren who suffered in prison. Frați care au suferit în închisorile comuniste. Today, astăzi, you are free. Sunteți liberi. In seeing those experiences, I was really touched. Urmărind acele experiențe, am fost cu adevărat atins. We who are free. Noi care suntem liberi. Do not appreciate the freedom. Nu știm să apreciem libertatea noastră. And sometimes we don't know how to use that freedom. Și nu știm să ne folosim libertatea. In this period of time. Această perioadă de timp. There are group of brethren. Sunt grupuri de frați. Who still suffer. Care și acum suferă. And I want to tell two different countries how. Și aș vrea să vă povestesc despre două diferite țări în care încă este persecuția religioasă. În această țară, if you're put in prison, you are in prison for 5 years, 7 years, 13, 17, 25. Iar în timpul regimului de tristă amintire, frații au fost în închisoare pentru 3 ani, pentru 5 ani, 7 ani, poate 13 ani, până la 25 de ani. But then, dar acolo, sometime you are let go. Dar după aceea te lăsau să vii acasă. But there is a country. Dar este o țară. Once you go to prison. Odată ce ajungi la închisoare, that's it. Atât. S-a terminat. They just eliminate you. Nu există altă cale. Execute. Să fii executat. You know what country is that? Știți ce țară e aceasta? Pakistan. Aceasta e Pakistan. In Pakistan, Pakistan is an Islamic country. Bineînțeles, Pakistan este o țară musulmană. For the rest of the world, apparently they say that they have the religious liberty. Pentru restul lumii, îi spun că acolo e libertate religioasă. But there is no religious liberty. Dar nu este libertate religioasă. And if somebody, for example, is a pastor, să presupunem că el este un pastor, if he baptized me, și dacă acest pastor botează pe cineva de altă religie, I lose my head and he loses his head. Și cel botezat și pastorul care l-a botezat, amândoi își pierd capul. And the church leader loses his head. The leader of the church. Și liderul bisericii locale își pierde capul. Minimum 3 heads. Cel puțin 3 persoane sunt decapitate. Sometime. In the family. Câteodată și familia întreagă. And the brother Williams is there. Fratele Williams este acolo. Some of you met him. Poate câțiva dintre dumneavoastră l-ați întâlnit. He is our minister there. Este predicator acolo. He was in prison. El a fost în închisoare. Until about a month ago. Până acum aproximativ o lună. By God's grace. Prin mila Domnului. Miracles happen. He is free and he is. Minuni se întâmplă și astăzi și el este liber. There is another minister. Este un alt predicator. With the name Brother Bashir. Fratele Bashir. He is waiting for the execution. El așteaptă să fie executat. And he was falsely accused of blasphemy. Și a fost acuzat în mod fals de hulă. It is very easy in that country if you are accused of blasphemy. Dacă ești acuzat de hulă, e și ușor pentru ei să te execute. Last year, anul trecut, during the council meeting in September, în timpul consiliului din septembrie, I received a telephone call from Pakistan. Am primit un apel telefonic din Pakistan. It was sometime the middle of the night. Era în America, în mijlocul nopții, miezul nopții. And they told that no, we are in problem. Și de la cealaltă capăt al firului, frate, suntem în problemă aici. And I asked, what is the problem? Care e problema? And you know that Brother Bashir was taken. Fratele Bashir fusese luat. And they were to execute him. Și ei, autoritățile sunt gata să-l execute. But now we were praying for his freedom. Noi ne rugăm pentru libertatea lui. They were having the whole night prayer in the church. Și ei organizase întreaga noapte fasting, post și rugăciune în biserică. Some
young people from the Islamic religion, câțiva tineri de religie islamică, went and reported to their religious leader. S-au dus la imamul lor, la liderul lor religios. And the religious leader gave them a little bit of extra fire and provoked the young people. Și bineînțeles că liderul religios le-a dat puțin zel. And they all came with their cars and vans and trucks. Și au venit cu mașini și cu camioane. They put everyone from the church in the vehicle and drove them far away. I-au luat pe toți din biserică și i-au condus departe. They left them in the middle of the jungle. Și i-au lăsat în mijlocul jungle. When they were calling me, the children were crying, the sisters când were crying. L-au sunat pe fratele, surorile plângeau, copiii țipau. I said, stay there. I'm supposed to stay acolo. I'll try to contact different other people. Încerc să fac contact cu alții din zonă, să vină să vă culeagă de acolo. And I did. Și asta am și făcut. Am sunat frați din alte locuri îndepărtate. And they were taken to different places. Și s-au dus acolo să ia și au condus pe acești frați. They were placed in a secure place far away from that region. I-au scos din regiunea aceasta de persecuție să stea cât mai departe. The council decided that I must go. Și atunci Consiliul a luat decizia să mă duc acolo. I went. Toamnă, m-am dus acolo. I could go to Pakistan. Eu pot să mă duc în Pakistan fără nicio problemă. I could go as a professional. Pot să mă duc ca profesionist. That is one part. Aceasta e o variantă. But to go as a professional, you know, Pakistan and India has no good relationship. Dar știți că Pakistan și India nu sunt în relații bune. But I could travel my British passport. Dar de asemenea pot să mă duc cu pașaportul meu britanic. But then, still a little risky. Da, tot e riscant. How do you go? Cum ajunge? I go as a farmer sportsman. Ah, farmer sportsman. Mă duc acolo ca fost sportiv. And then when I go there, they take care of me, they pay me well, they take me. Întotdeauna iau grijă frumos de mine, plătesc. It is better to go as a former sportsman than to risk my life and risk the church. E mai bine să mă duc ca fost sportiv decât să risc viața mea, să risc libertatea bisericii. And I will stop the detail here. Și o să încetez cu detaliile. I can tell the detail in private. În grupuri private poate împărtăși mai mult. Nonetheless, and I went then I have to help the brother. Și m-am dus acolo să ajut pe frații mei. Now the work in that country is very, very difficult. Lucrarea misionară în acea țară e foarte, foarte dificilă. Brother Bashir is not free yet. Fratele Bashir nu este încă liber. He is still waiting for the execution. Încă el așteaptă execuția. We don't know where he is. Nu știm unde este. And the family was in threat. They și, were și familia a fost amenințată în mod constant. I have to take them out of the country. Trebuie să iau, să-i mut din țara lor, într-o altă țară. I will reserve the information. Bineînțeles că nu pot să împărtășesc informația. Tell you privately where that, in which country they keep them. Și dacă cineva e interesat în mod particular, pot să împărtășesc unde îi ține în ce țară. Family we have to take out. Întreaga familie a fost strămutată. And we could not take them out together. We had și bineînțeles că n-am putut să-i luăm pe toți împreună, ar trebui să-i luăm unul pe unul. In, from different airport. Din diverse aeroporturi. Different directions. Zburând în diverse direcții. Finally we brought them to one country and they were și în cele din urmă i-am adunat pe toți într-o singură țară și sunt împreună. Bashir, la fratele Bashir. Still waiting for the execution. Încă așteaptă execuția. And one, when we asked them, brother, how is brother Bashir? Și am întrebat, cum e fratele Bashir? They said, they don't know. Nu știm nimic. But some, one thing is good. Dar ceva e totuși bine în toată povestea. The good news is no news. Veștile bune, nicio veste. Why? De ce? Even when they announce the day of the execution. Când anunță ziua execuției. Then they bring him to the public. Îl aduc în fața publicului. They chop off the head. Îl decapitează în public. When they don't announce the date. Când încă n-au anunțat data. Somewhere he is living. They don't noi nu știm că undeva, cumva trăiește. They don't execute in secret.
nu fac execuții secrete. Always in public in the totdeauna o fac în public. So they know that he's living somewhere. Așa știm că fratele nostru trăiește undeva. I think we used to keep them, keep him in our prayer. His name is Brother Bashir. He's a minister. Ar trebui Bashir. Să ne rugăm pentru el. Fratele Bashir este un predicator din Pakistan. Now, let me tell you how we work in this country. Haideți să vedem cum putem lucra în asemenea condiții în acea țară. Many years ago, the early 90s, la începutul anilor 90, we received some contact. Am primit un contact acolo. And they wanted us to go. Și ei ne-au invitat să mergem. At the time, Brother Britton was the president. Președintele Convenției Generale era fratele Britton. And I was a regional secretary. Eram secretar regional. Brother Britton made an effort to go. A încercat fratele Britton să meargă acolo. He could not go. N-a putut. And they made an effort, Brother Sass tried. A încercat și fratele Sass. He was the secretary. Era secretarul Convenției Generale. He could not go. N-a reușit nici fratele Sass. And a few other brethren tried. Și alții frați au încercat de asemenea. It's all failed. Toate încercările fără succes. Finally, Brother Britton made an effort. Fratele Britton a făcut un efort. As a health professional. Ca un medic, ca un and they allowed him for 3 days. Profesional medical și i s-a dat permisie 3 zile. And he came there. A venit 3 acolo. He was with them. A stat cu frații. And he had the contact. Și a făcut contactul. But to follow up cannot do. Ca să urmeze mai departe, n-a reușit. Finally, în cele din urmă, the council decided that I should go. Consiliul GC a hotărât ca eu să mă duc. I said, okay, I'll try. Okay, o să încerc. I did not know that I could go freely. Nici nu știam că pot să mă duc ușor. That was the first time I went there after my sports accident many years ago. Este pentru prima dată după mulți ani de la accidentul meu ca sportiv când m-am dus. And when I arrived, și când am ajuns acolo, no problem, because nicio problemă. The sports people took me, they gave me everything, accommodation, car, food, people, driver, everything. Mai mari sportului din Pakistan mi-au pus la dispoziție mașină, hotel, acomodare, mâncare bună. They received me, they had a good reception. Au făcut în cinstea mea o recepție, pachetul de recepție și tot. Okay. Happened. And for few days I was pentru câteva zile am stat cu ei. After few days I said. După câteva zile am spus. I need to have some private time. Trebuie și ceva timp personal. I have some friends. Am câțiva prieteni pe aici. I want to visit them. Aș vrea să-i vizitez pe ei. Said okay. Nicio problemă? They tell, okay, you take this driver, you take this și car. Ai mașină, ai șofer la dispoziție, du-te unde îți place. Give you some escort people. Și o să-ți dăm și ceva bodyguards să te escortă? And I said, that is dangerous. Nu, asta e periculos. But nonetheless, okay, I accept them. În cele din urmă, acceptat. So I came with their car, their driver. Și a venit cu șoferul lor, cu mașina lor. After arriving there. Și când am ajuns acolo. I said, you come and pick me up after 4 hours. Și că peste 4 ore, veni și mă culegeți de aici. Then I send them off. Și am. The car, driver, everybody. S-au dus și bodyguards, s-au dus și șofer și mașină. Then from there. De acolo. We drove with our brother's car to another place. Bineînțeles că un frate m-a așteptat cu mașina și am condus într-un alt loc. Then we had a meeting. Și acolo am avut întâlnirile. Exactly the time that we agreed upon 6 hours later came back. Exact după timpul care hotărâsem să mă întorc înapoi. And they took me. So this was continuing for a few days. Și așa a continuat câteva zile. Then I said, maybe I can drive myself. Și până m-am venit, dar aș putea să conduc singur. Oh, they would not let me do that. Nu m-au lăsat să fac treaba asta. That will be this, that will be risky. No, e prea riscant. Would not. But we continued the same strategy. Și atunci am continuat acea strategie. Until such time that they were a little bit tired. Când ei erau obosiți. And finally they agreed that I can be picked by the friends. Și atunci s-a venit bine.
un prieten al tău poate să vină aici cu mașina să treacă. Și acum am fost liber, acum puteam să petrec întreaga zi cu frații. So we were having the meeting in one place and și another place. Și aveam întâlnire într-un loc și a doua zi în alt loc. În fiecare zi în un loc diferit, la ore diferite. One day, într-o zi, we were having a meeting. Aveam o întâlnire acolo. And there were a lot of people there. Și erau o mulțime de oameni acolo. There is a religious restriction, but the Christians want to hear. Este restricție și este persecuție religioasă, dar creștinii chiar vor să asculte Evanghelia. But they meet secretly. Și ei se întâlnesc în secret. And then I was having the meeting. Și aveam întâlnire acolo. And I had the board and the flip chart. Aveam harta. Și aveam o tablă. And then I was just giving some study on prophecy. Le împărtășeam câteva studii de profeție. And there was somebody sitting in the chair. Și era o persoană șezând acolo pe scaun. He writes something here in the card. Three letters. Scrie pe o carte trei litere. That is letter C, letter I, letter D. Litera C, litera I și litera P. And then he was holding like this. Și o ținea așa. And I look at that paper. Și m-am uitat la hârtia respectivă. The meaning, you see, ID means there is a secret police here. Și ceea ce voia să-mi transmită că poliția secretă este în încăpere. So immediately I flipped the chart. Imediat am luat harta și am împăturit-o. And I started drawing the brain map. Și pe tablă am început să desenez harta creierului uman. And I started teaching about the frontal lobe. Și am început să le dau un studiu despre lobul frontal. And then I explained to him my occipital lobe, parietal lobe, lobul occipital și pe urmă celălalt lob ai creierului. How it is connected și cum se fac conexiunile între diversi lobe ai creierului. I did not touch the prophecy at all. Și nici n-am mai scos un cuvânt despre profeție. Everything on frontal lobe. Totul despre lobul frontal. And I finished the study. Și am terminat studiul. Normal. Așa, normal. And when we were going out. Și când ne duceam afară. Everybody greeted me. Toată lumea l-a salutat pe fratele. And there was one man greeted me. Și vine un om să mă salute. It was excellent study. Și că un studiu excelent. But he was smart. Dar era și el deștept. Just to flip the chart and change the subject. Dar ci că asta a fost chiar mutare deșteaptă. Să întorci harta și să schimbi subiectul. And I was speechless. Și am rămas fără cuvânt. And now what am I going to do? Și ce o să fac acum acolo? Then he asked me. Și atunci el mă întreabă. Are you Christian? Ești creștin? Yes. Da. Do you teach Bible? Tu predai Biblie? Înveți pe alții Biblia? I study Bible. Fratele spune, studiez Biblia. But I asked you if you teach. El zice, te-am întrebat dacă predai. Yes, if somebody wants, I teach. Zice, da, dacă cineva vrea să învețe, predau. And he said, don't worry. Și el spune, nu-ți fie grijă. But be careful. Dar fii atent. But he was the man. El era om. But God worked in his heart. Dumnezeu a lucrat în inima lui. He did not betray me. El nu s-a dus să mă raportez. He only cautioned me, be careful. M-a atenționat. I don't know how this happened. Nu pot să vă spun cum s-a întâmplat treaba asta. But it did happen. Dar chiar așa s-a întâmplat. Now, acum, we had an idea. There is a little bit more for the in this incident, but I will tell you after. E mult de spus despre incidentul ăsta. And we are having another meeting in Karachi. Aveam acum o altă întâlnire în Karachi. And there, like it was in the middle of the night. Era miezul nopții. And the brother asked me, this is secure place. Asta este un loc sigur. Everybody here is Christian. În toată lumea din jur sunt creștini. You can speak as loud as you want. Poți să vorbești cât de tare vrei. I said, brother, be careful. Și am spus, frate, fii atent. That is presumption. Asta este încumetare. So we cannot provoke the devil. Nu putem să provocăm pe diavol. Sometimes he would be more angry. S-ar putea să fie mai mâniat. And the brother said, no problem, brother. Nicio problemă, frate. They cannot come here. Ei nu pot veni aici.
And you know, in the Islamic country, usually they have this speaker, not inside, even outside also, they have a big one. Așa sunt în țările islamice, ei nu pun boxele în interior, le pun eventual pe acoperiș. Have you seen in Dubai, they have a lot speaker outside? Boxe pe afară și se audă tot satul ce s-a So then it blows outside. I'm not a soft speaker, I speak. Eu însumi nu vorbesc pe o voce șoptită. And more from outside. Și acum, și cu boxele astea afară, era cam. Then in the middle of my study, și în mijlocul studiului meu, two young people were walking in the middle of the aisle. Vin doi tineri pe mijlocul alei, having the loudspeaker in their hand. Și cu boxa în mână. Și atunci imediat m-am oprit să mai vorbesc. I thought that I'm in trouble. Și m-am gândit acum chiar că the sunt în acasă. They were walking, they were walking. După like un penal, așa ca niște ofițeri de poliție. And I said, how are you done? Acum s-a terminat cu mine. But the young people smiled, they say. Și tinerii zâmbesc la mine. I did not know if this means continue or get out. Nu știam dacă asta înseamnă mergi mai departe sau ieși afară. Then they were telling again this way. Și ei fac același gest, care nu-l înțelegeam. Îmi spun să continui, nu? Continui sau ieși afară. Și mă uit să văd cum interpretează frații care stăteau cu mine. Și frații spun, ci că continuă. They're all boys. Sunt copiii noștri. And now, și acum, they continue. Atunci am continuat. And then, și după asta. What happened? Why they were coming with this loud? Dar de ce au venit cu boxa aia? There were some Islamic boys. Erau câțiva copii de musulmani. They were trying to enter into this area. Care vreau să intre în regiunea asta. Because of this big loud noise outside. Din cauza gălăgiei de afară. So to make, to avoid the problem, these boys disconnected that one. Și atunci tinerii inteligenți, ca să evite orice problemă, au scos din priză boxa respectivă. And I was preaching. Și eu predicam. Suddenly comes a mullah. You know, mullah is the imam. Yes. Și atunci vine un mullah, conducătorul lor. The priest of Islam. Este ca un preot islamic. Two or three of them are coming here. Ei, și cu barba lor, trei preoți intră înăuntru. And when they entered, all those three people sitting behind me disappeared. Și fără să îmi dau seama cei trei frați care erau cu mine aici au dispărut deja, cum i-au văzut pe ei intrând. And then someone dragged me outside, disappeared in the middle of my study. Și vine cineva să mă ia și pe mine să dispară în jocul studiului. And they were trying to make some negotiation outside. Și acolo stăteau să negocieze cu ei, să îi blocheze la intrare. Finally they agreed. Și în cele din urmă ei au fost de acord. The Islamic leaders and our brethren to have a face-to-face conversation. Și atunci negocierea s-a finalizat că cei trei vor avea o întâlnire față către față cu liderii noștri. At least 20 minutes of negotiation. Cel puțin 20 de minute de negociere. Finally, the brethren, în cele din urmă, frații, decided to let us go, no problem. Au hotărât să ne lasă să mergem. And they only asked us, don't speak louder, speak inside. Și singura restricție a fost, nu mai vorbiți așa tare, vorbiți înăuntru. My advantage is I can speak their language, I speak Urdu. Avantajul meu era că pot să vorbesc limba lor, Urdu, arabic. And so no problem. Așa că nicio problemă. There was no translator, I spoke. N-am avut nevoie de traducere. Le-am vorbit pe limba lor. Okay, then we discussed among ourselves. Am discutat între noi. It is better to stop the study for that day. Mai bine să încheiem aici studiul zilei. And not to have another study in that area. Și să nu avem niciun studiu în locul respectiv. Anytime we could be in problem. În orice moment putem să fim într-o necaz mare. And I could be in trouble with the police again. Și eu însumi pot fi în necaz cu poliția. I have no permission to preach. Nu am permis să predic acolo. I can give a lecture on sports. Pot să dau ceva lecturi despre sport. But not the religion. Niciun cuvânt despre religie. So we agreed to disperse from there. Și bineînțeles că am fost de acord să
We had a different strategy in a different way to work. Și atunci trebuie să adoptăm strategii diferite pentru diverse locuri. Let me come back to the previous place where the CID officer came. Haideți să mă întorc înapoi la locul unde vă amintiți, pe foaie de hârtie cineva m-a anunțat că poliția secretă a venit. You know, after the subsequent visits, după vizita următoare, the brethren were ready for baptism. Erau frați gata pentru botez. Now we wanted to baptize them. Și voiam să-i botezăm. It was difficult. Era dificil. Why? De ce? There is a river, big river. Este un râu mare. But this is very deep. Dar e foarte adânc. How deep? Cât adânc? That is 1 mile. Oh. Asta înseamnă 1,600 km și ceva. Vă imaginați ce înseamnă? It is, you cannot baptize in 1 mile depth. Nu poți să botez pe cineva într-o adânc de apă. Two. Numărul 2. The current was so fast. Curentul apei era așa de repede. 3. Numărul 3. If we can withstand the depth and the current, din cauza nisipului și din cauza curentului și din cauza adâncimii, there are crocodiles. Mai sunt și crocodili în zonă. So you might be baptized with the blood. Și s-ar putea să-i botez cu sânge. So we can't not baptize there. Nu-i putem boteza acolo. In the area there is no ocean. Nu e niciun ocean pe aproape. And then we wanted to use some artificial facility. Și atunci trebuie să folosim un loc artificial. We wanted to find some pool. Să găsești o piscină. And we have an officer's club next to our church, next to our property. Chiar în apropierea proprietății noastre. And they did not want to give. Era cineva care avea piscină, dar n-a vrut să nu dea. Nobody wanted to give the swimming pool, no hotel, nobody. Nimeni nu vrea să-ți împrumute piscina, nu există nicio unitate sportivă, niciun hotel n-are piscină. Now we're wondering how to give them back. Cum o să-i botezăm atunci? And it was difficult. Și era chiar dificil. It was should be secret, but trebuie să fie secret. Even we don't get one, by secret or public, we don't get one. Dar nici măcar un loc public nu găsim. Then when we were negotiating with one place, the security officer was standing there. Era ofițerul de securitate acolo. You can go to the member of parliament, you know, like senator. There is a senator acolo. E casa senatorului. And you can ask, they have a pool, you can try. Bineînțeles că senatorul are piscină și poți să vorbești cu senatorul, poate vorbi. And that is much more problem. Dar problema e și mai mare. Ask senator to have the place of baptism. Să cer unui senator să-ți împrumute piscina lui, în curtea lui, ca să faci tu un botez creștin. And he is a Muslim. Și bineînțeles că el e islamic. Then after the man finished his duty, și când omul își termină datoria, he came and told us, vine și ne spune nou, look, I'm a Christian. Și eu sunt creștin. Don't you worry. Nu vă temeți de nimic. And that man is a Muslim, true. El este musulman. But his father was assassinated. Tatăl său, care fusese și el senator, deci tatăl senatorului fusese senator, fusese împușcat. Și știți de ce a fost împușcat? The father was sympathizing with the Christians. Pentru că musulmanul senator simpatiza cu creștini și l-a împușcat. And this senator's sister married a Christian and lives in Israel. Sora senatorului s-a căsătorit cu un creștin și locuia în Statele Unite. So the whole family sympathizes with Christians. Și că toată familia simpatizează cu creștini. But they are Muslims. Dar sunt musulmani. But why don't they try? De ce nu încercați? So okay, we gain courage. Și atunci am prins ceva curaj. I told brother Williams, let's go and ask. Și am spus fratelui Williams, hai să mergem să întrebăm acolo. We came there. Ne-am dus acolo. And we asked. There was și am întrebat. Man, era un om. He was a brother of this senator. Care era fratele senatorului.